Supărată că orele târzii ale petrecerii o smulgeau din brațele lui Victor, Andrada semăna vânt și culegea furtună. Nu se termină nimic, că vreau să fiu cu vitul meu. Nu-mi luați voi două. Vă ocupați fals. Hai să-mi iau hanorac și geac. Să termină, nu se termină nimic. Nu accept. Mulțumim cu tine? Aici sunt. Băi, nu da în cameră, ești nebună, că ți-ai amendă. Să-mi dea, dați-mi cât vreți voi amendă. Cât vreți voi, dați-mi amendă. Ce ai tu, nebună? Privi-ne cu astea. Alo? Nu mai da niciodată în viața ta în cameră. N-am dat-mă în cameră. Păi da, cu pixul în ea, termină. Ce ai, ești copil? Nu-mi plac astea. Termină cu astea, nu fii copil. Pății, că n-a pățit nimic. Din gură, termină cu asta. Păi tac, dar nu mă mai... Că n-am făcut nimic, că i-am dat așa, că pleca după tine. Da, ce... Nu. Mai fi. Nu. Nu. Un nu cât se poate de hotărât, dar adresat oarecui, probabil ei însăși, că doar nu lui Ion. Dacă era ceva, îmi venea mesaj în plasmă, da? Nu, vine mesaj să mă duc la mine în padă, nu vreau să mă duc la mine în padă. Băi, stai mă că vă zic eu ce mesaj. Ia zi-mă, Ioane, ia! Somn ușor, ușile se închid. Ai văzut? Ești la somn și nu te mai certa cu mine. Tu te ceri cu mine, nu mă cer cu tine, eu nu am făcut absolut nimic. Nu mai atinge obiect, nu mai atinge camere în special. Taci. Că nu i-am făcut nimic. Ba da, că nu i-am făcut absolut nimic. Nu i-am făcut absolut nimic. Nu mai da în cameră. Ba, am dat în voi. Zice, da sau nu? Nu. Tu nu înțelegi că n-ai voie să atingi camera. Te rog, Victor. Termine, hai, treci la tine. Nu mă trage, că îmi dai ăla jos. Ce-s cu reacția? Păi nu vezi ce faci. Am închis ușile. Da-le m***a de uși. Băi, ce n-ai bas cu astea? Păi, bă, bune, de ce-ți cu mine că ating camerele? Ating ce vreau eu? Ce vă uitați așa la mine și voi? Hai, du-te, că faci. Te faci de râs. Du-te și culcă-te. Serios, te faci de râs. Du-te și culcă-te, că nu e ok ce faci. Nu eu mă fac. Mă cer cu tine. Vezi că mă cer cu tine, nu mă cer cu nimeni, mă cer cu tine. Mai atinge camerele, te-am uzat. Atingi camerele, păi ce i-am făcut? Ce i-am făcut? Că i-am făcut așa la cameră, înseamnă că am atins camera? Să încheiem, păi ok, încheie tu, nu eu. Bine, hai, încheie. Okay. Perfect. Și nici nu mă culc. O situație ingrată pentru Victor, pe care nu a înțeles-o și pe care o regretă. Păcat de ea, că... strică singură. Tu ești bărbatul pentru care femeia asta va face multe. Bă, da, dar ok, aș vrea să mă și asculte în anumite situații. Mă, te va asculta, în timp va înțelege, nu poate de-n prima. Nu știu, nici eu nu stau prea bine cu răbdarea și nici să mă cer nu vreau. Dar nu e ok să dai într-o cameră. Mă, aia e până la urmă. Să nu se mai întâmple a doua, a treia oară, gen. Mă, nu știu, frate, nu e ok. Na, nu trec de multe ori cu vederea ceva, știi? Bă, și ce știu că dacă iau o decizie, mă, nu mă mai întorc înapoi. N-ai luat nicio decizie. Da, mă, frate, dar încă două, trei chestii de astea și iau. Nu-i genul să... Bă, în viață, știi de câte ori o să te pună viața la încercare? Asta, acum, ai luat o decizie, lungi, e prima încercare la care te-a pus viața. Ieșim undeva și începe să fac așa. A, păi tu crezi că așa e, mă? Nu știu, dar ridic niște semne de întrebare că... Eu nu cred. Adică îți dai seama tu, așa mai bine, cel mai bine. Așa mai bine rămân singur. A, e. Când făceam treburile bine. Cere, mă, singur. Dezamăgit, ăsta e cuvântul.
De ce, mă? Nu e în regulă, adică știam că le are, dar vreau să văd și ceva în sensul că vrei să îndrepți chestiile astea. Mie nu mai mi-ardeți, mă, joc, că nu mai am 18 ani, adică... Am cerut, mă. Mi-am exprimat niște intenții. Cât se poate, serioase, nu? Plus că știm cum erai la început. Da. Și ai făcut pasul ăsta. Eu nu vream deloc. Eram... Și de asta așa. Am o cochilie a mea, mă închid acolo, mă debarasez de orice lucru care nu-mi face bine și am încheiat. Da. Ai prea bine să... Adică... Da, am exagerat. Când e too much, e too much. Da, știu, știu. Știu, recunosc. Și mi-a părut rău și îmi pare rău. Poate i-a trecut lui, nu mi-a trecut mie. Adică tot sunt supărată pe situație, vă dați seama. Și crede-mă că nu au făcut colegii mei o selecție la sânge, pentru că na, nu era momentul. Am vorbit singură. Nu era momentul, e cu 3 zile de sărbătoare, oamenii sunt în mini-vacanță, nu trebuie să-i umplem cu bipuri. Știu. Da, am vorbit singură, n-am vorbit cu nimeni. M-am stat afară vreo 3 ore. Da, dar uite, chestia asta i-a ridicat lui Victor niște semne de întrebare. Da, de-abia din punctul ăsta, cred că ar trebui să te gândești tu. Uh-huh. Apropo de ce zicea el, mă, mai vezi o chestie, te mai schimbi, mai... V-am tot zis eu asta și nu-mi place să mă repet, dar cumva, da, așa, ne întoarcem la faza asta. Când vezi niște lucruri la tine și poate nu-ți plac, că presupun că nu ți-a plăcut de tine așa. Da, normal că nu. Și ai mai fost pus în ipostază de astea, te gândești, ok, ce-mi face rău? Aia, hai să încerc să... Da, nu știu, m-am prins atunci, a fost prea mult suc, m-am aprins că... Am atins camera aia, m-a certat și m-am aprins eu. Asta a fost. Cum e Victor? Păi, nu, vă dați seama că m-am enervat, da? Aici sunt niște reguli destul de clare și camerele, din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante obiecte din producție. Adică fără camere n-ar mai exista materiale. Și a dat într-o cameră și atunci am atras atenția, băi, nu mai le lovi. Ideea că am atinam, dar da, într-adevăr, da. Nu aveam voie, clar, da, nu aveam am voie. Dar atunci am avut o reacție, băi, ce te-ai de mine, ce, băi, nu mai iau de tine, zic să nu mai faci un lucru, că încălcăm regulamentul și iarăși trebuie să suportăm niște consecințe. Da, e în regulă, am înțeles, ieri am mai discutat odată, e ok. Ai spus la un moment dat că aproape că ți pare rău că te-ai întors. Păi da, vă dați seama că m-am întors special pentru ea și când am văzut-o că se ia la ceartă cu mine, când eu am încercat să o opresc, să facă un lucru rău... Deja îl făcusem. Da, vă adică dați seama că deja îl făcusem. Nu mi-a picat bine. Știam adică ce am făcut. Dar nu, atâta timp cât recunoaște când greșește și încearcă să facă ceva ca să îndrepte lucrurile, eu sunt mulțumit. Și rămâne avertismentul ăla pe care l-ai auzit tu și gândul lui Victor, că poate că m-am grăbit. Da. Dar de acum încolo depinde de voi doi cum să o să gestionați lucrurile astea, că ok, eu, mai aveți, grăbit, dar... nu știu ce o să fie sâmbătă, sunteți la o cursă, într-o cursă de... cursă. Nu știu dacă sâmbătă. O să fie parcursul vostru în următoarele 2 săptămâni în casă sau afară, dar indiferent cum o să fie, important e să vă reglați voi doi. Da, corect. De voi depinde dacă merge treaba sau nu. Că noi ne retragem de pe 19, da, zis, nu băi, mai sunt camere. Nu luați domurile astea cu voi. Să fim singurul cuplu din casă care avem certuri din asta. Care, apropo, cred că sunt și foarte scumpe, nu? Foarte scumpe. Da, am dat de 100 de euro. Bine, eu înțeleg că mai sunteți nervoși, mai așa, dar totuși, hai să păstrăm echipamentele și casa în regulă, nu de alta, dar urmează din ianuarie să vină alți locatari aici și vrem să fie totul ok.